Ok, deci salutare lume și bine, și bine v-am zis la un vlog. Îl avem alături pe... Cine e ăsta? I hate pink! I hate pink, cum vreau eu să-i zic. Și astăzi este o exorcizare. Veți vedea despre ce este vorba. E de anul trecut. Cum știți că în fiecare an credincioșii se adună la Sfânta Parascheva din Iași, ca de obicei. El e din Bărlanu, Penc, aici e Pink, cum vreau să să-i zic. Dar, hai să-i dăm drumul la acest video. La ce bun, nu, e trigger, nu vă pun așa ceva. Hai să-i dăm drumul. Ce, Dumnezeule mare, se întâmplă? Vă spun eu ce se întâmplă. Aparent, acum câteva zile s-au adunat credincioșii la Sfânta Paraschiva în Iași, cum se Da. adună în fiecare an, cel puțin așa cred că e în fiecare an, nu? S-ar putea E, să greșesc. bă, Scuzați-mă, vă rog. e Mă rog, fiecare an, eu anul nu-ți dau cap. acesta a avut loc un eveniment Hai mai să special, ascultăm. să-i spunem. O tipă a avut parte de o E exorcizare. o babă, de fapt, care a avut probleme cu ei. Nu știu ce a avut, probleme mentale, nu știu. Vom urmări acest video. Hai să urmărim acest minunat Da. video. What the fuck? What the O fuck? vedeți pe baba aia care îi urmărește? Avem de-a face cu un expert al credinței, oameni buni, sunt sigur că Da? este acolo să stabilizeze El situația, tot e... o să fie ok. Da. Păi, dă mai tare. Aparent a obosit. Da? E foarte interesant totuși că a obosit fix când nu mai sunt oameni prin prejur. Spooky, nu-i așa? Da, e spooky rău. E cel mai șmecher. Nu știu ce titlu va avea acest episod, dar cred că e ceva cu exorcizare. Nu știu, hai să-i dăm drumul. Demonul din ea a observat Nu când mai e... vorbim deocamdată, dar hai să urmărim și vă pun eu. Oprim noi. Pe cineva să o vadă cum țipă și a zis, asta e că iau o pauză. O să o fac să țipe atunci când sunt oameni ca să atrag atenția. La cuvioasă, nu la salvare. La cuvioasă, nu la salvare. Nu, n-are ce să-i facă salvare, domne! Acum vreau să vă zic ceva. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai doriți episoade de genul. L-am terminat. Dacă mai vreți episoade și... Nu mai vreau înjurături în comentarii, nu mă mai înjurați. Și... Dați like și voi acolo, pentru că la 20 de abonați facem ceva special. Nu vă zic ce este, dar o să observați voi când intrați pe canal. Și nu uitați, când vă abonați, apăsați și pe acel clopoțel când primiți câte o notificare de la mine. Hai să continuăm. Unei Oh, femei sărite de pe fix. Cum? Ce să-i facă? Nu! Vioasa să fie! What the fuck? Eu sper că la un spital pentru oameni cu dereglări mentale. Și uite, au apărut oameni în peisaj. A început iar să țipe. Stai puțin. Eu cred că o duce la poliție. Mai bine. Mai bine să o duc la poliție. Deci să o duc la poliție. Pentru că eu nebernică. Și țipă ca nebuna. E chiar ca nebuna. Dar uitați-vă și voi că jandarmii sunt atât de chill. Sunt boși. Și ce fac cu aia? Stai o secundă, ăla e un copil? E un Da, copil. frate, e un copil acolo. Ce Dumnezeu caută un copil acolo? Dă-ți seama ce îi trece prin minte în momentul ăsta când vede pe cineva care țipă acolo așa ca un descreierat și este adus de jandarm și de... Doamne Sfinte, mințile copiilor sunt foarte maleabile. El n-ar trebui să treacă prin așa ceva, săracul copil. Da, și în descriere veți avea un link ca să vedeți acest video. Dar nu uitați să apăsați pe acel link și să vedeți și voi ce e asta. Cum se termină videoul ăsta. Și la început mai ales. Țipă că e nebună. Bă, dar se încarcă acolo. Uitați puțin de Uite, cap. capul meu, uite cum o țin, frate. Zici că am mai făcut asta de sute de ori. Ce Dumnezeu, babele astea sunt experte în exorcizări? Uite cu mâinile acolo, așa o țin-o asta, Doamne! Oamne! What the fuck? Tipul asta care e bun aici? What the fuck?
my god! Holy shit! Cel puțin nu toată speranța este pierdută. Mai sunt și câțiva oameni normali pe acolo și aici mă refer la jandarmi. Uite-i cât de chill și de detașat sunt de întreaga situație, din ăla de în special ăla din dreapta. Un pic scârbit de situație, sincer să fiu, dar cine îl poate învinui? Până la urmă, cine știe prin ce a trecut ca să poată ajunge în acea uniformă și acum este obligat să asiste la așa ceva. Da. Sau cred că o să... Stați puțin. Sau vă las mai bine într-un în comentariu, vă las mai bine link-ul, link-ul pentru acest video, dacă vreți să vedeți partea de la început. Bun, hai să continuăm. Băi, râdem noi cât râdem sau poate plângem, diferența nu cred că e foarte mare, dar se pare că întregul ritual a funcționat și, sincer să fiu, după părerea mea, ar trebui să desfințăm spitalele, gata, la revedere cu ele, nu mai avem nevoie. Când se întâmplă ceva, fuga la... Da, și ăsta e ultimul... What the fuck? Ăsta e ultimul video care îl fac așa cu... Și nu mai ziceți că dracu să te iei, că ești un gay și un prost și un căcat. Nu mai ziceți așa, bă! Vă șterg comentariile dacă faceți din astea, da? Ok? Bine-s! Paraschiva, bilet de tren către Iași. Da, bilet de tren către Iași, exact, tu de aici. Aici, aici o lăsați, aici îmi place. Păi să ducă la grupul sanitar! Nu duceți la grupul sanitar, nu are nevoie deloc de îngrijiri medicale. Într-adevăr. Are nevoie. Nu mai bine acum. Oh my god, este clown fiesta. Este o fiesta plină de clown. Întregul video este o fiesta plină de clown. Păi chiar, tot video chiar e o fiesta plină de clown. Mă las în comentarii o fiesta plină de clown. What the fuck? Păi să luăm un ducă la grupul sanitar. Nu duceți, mă, nu vedeți ce spune expertul în exorcizări, mă? De ce să mai duceți? E totul bine acum. Intervenție sanitară, iau puțin... Cu ce zi facă, mă? Bă, da, baba asta chiar nu vrea să renunțe, frate. Și știi ce îmi place și mai mult? Partea asta de la final. O bagă și pe baba înăuntru și fiți atenți la asta. Da, sunt atent. Mai intră încă una. Mai intră încă una. Oh, Doamne Sfinte, trăim într-o lume minunată, oameni buni. Minunată, absolut minunată. Nu știu dacă asta se întâmplă în fiecare an, dar anul ăsta s-a întâmplat ceva. Adică 2016, nu anul ăsta. Ce pot să spun? Asta e din 2016. Acum, opinia mea despre acest video e că ar putea să fie fake. Adică tipa s-ar putea pur și simplu să se prefacă, numai ca să intre în față, să... Dar poate asta s-a întâmplat. Să stea călare peste... Cum se cheamă mai aia cu moaștele? Raclă? Oh. Da. Stea acolo așa pe raclă, eventual s-o bine... Și ascultați aici, că e ceva interesant. Cuvânteze Dumnezeu, numai că eu nu sunt cea mai credincioasă persoană ever, numai că știu câteva chestii. Și e chestia aia din Biblie care spune să nu-ți faci Dumnezei falși, să nu-ți faci chip cioplit, cred, să nu te închini la icoane și la chestii, nu, da? E ceva de genul ăsta, iar toată masa asta de oameni care e acolo în Iași se închină la, o să spun, pășleau, s-ar putea să vă deranjeze pe unii dintre voi, se închină la un cadavru. Crezi în Dumnezeu, închină-te la Dumnezeu, nu la cadavru unei persoane pe care noi o facem sfântă, nu Dumnezeu. Mă rog, cam atât pentru acest episod. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like pentru că mă gândesc să fac mai multe videouri de genul în care reacționez la tot felul de trăznăi pe care le vedem în România și noi o să ne revedem data viitoare. Pa, pa! Da, deci ăsta a fost episodul. Da, ce mai avem aici? Deci ăsta a fost episodul de azi. Pentru că... Păi e expert... Mamele astea sunt experte de exorcizări? Păi cred că sunt experte rău. De ce ar fi experte de exorcizări? Și eu uitați la comentarii. Dacă le pun mai așa.
Da. Interesat, da. Deci, vorbesc toți despre chestia asta. Bun. Deci, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați like-ul, fără ajutor în comentarii și nu mai vorbiți cu prostii. Și nu mai ziceți că să folosesc tot felul de programe de filmat, că eu le știu pe toate, da? Nu chiar pe toate, dar nu contează. Deci, la revedere. Vă arăta, mă! La revedere! Opa!